În această săptămână a intrat în vigoare o modificare legislativă prin care s-a schimbat modul de calcul pentru stabilirea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori. Acestea vor fi calculate inclusiv cu numărul de cazuri din focarele existente în fiecare localitate. În aceste condiții, în municipiul Iași rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile este de 1,68. Astfel se impune restricțiile caracteristice scenariului galben pentru restaurante, cafene sălile de jocuri și sălile de spectacole. Măsurile intră în vigoare mâine și sunt valabile pentru următoarele două săptămâni. Astfel, activitatea interioară a restaurantelor și cafenelelor va fi permisă în limita ocupării a 30% din capacitatea spațiului. Aceeași măsură se impune și în cazul cinematografelor și instituțiilor de spectacole sau concerte, dar și în cazul sălilor de jocuri de noroc.